În acest mod, ne propunem să fluidizăm fluxul de pasageri și călători în punctele de trecere a frontierei și să eficientizăm procedurile de completare și transmitere a informațiilor colectate prin intermediul fișelor epidemiologice. Atenție, măsurile privind controlul infecției de tip COVID-19 la trecerea frontierei de stat al Republicii Moldova nu se modifică. Rămân în vigoare prevederile din hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică numărul 62 din 22 septembrie. Schimbarea se referă la modalitatea de completare și în continuare transmiterea a datelor din fișa epidemiologică. Fișa epidemiologică va putea fi accesată pe pagina fișacovid.gov.md și trebuie completată obligatoriu cu cel mult 3 zile înainte de intrare în Republica Moldova, de către persoanele care urmează să respecte regimul de autoizolare pentru 14 zile. În cazul în care nu dețin un certificat de vaccinare COVID-19, rezultatul negativ al unui test RT-PCR valabil 72 de ore, rezultatul negativ al unui test antigen rapid valabil 48 de ore, concluzia medicală confirmativă în cazul persoanelor care au suportat COVID-19 în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi, un act confirmativ de prezența anticorpilor anti-COVID-19, valabil 90 de zile din data efectuării investigației. Poliția de frontieră, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, dar și organele de control vor deține în mod automat toate informațiile despre persoanele care intră în țară pentru a putea fi monitorizate privind respectarea regimului de autoizolare și supraveghere. Totodată, Ministerul Sănătății îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de protecție, precum purtarea măștii de protecție, respectarea distanței fizice de minim un metru, spălarea și dezinfectarea regulată a mâinilor.